Eric, pas excelent pentru Ganea și este până la urmă gol. 1-0 pentru Viitorul în minutul 12. Combinație excelentă, Eric vede perfect spațiul și după o perioadă în care Viitorul a încercat din toate părțile, iată, și după acea ratare imensă, probabil acea dublă ocazie a Viitorului va fi pe toate genericile sau măcar în emisiunile retrospective. Ganea însă o aduce pe Viitorul în avantaj foarte rapid. Slabe. Din nou acea pasă lungă. Nu prea a funcționat această parte la Viitorul. Chițu așteaptă susținere. Chițu trece acolo. Pasează până la urmă pentru Ganea. Urmează centrarea lui Ganea pe bara a doua. Gol! Eric! 2-0 pentru Viitorul. Și continuă perioada bună a lui Eric. A început greu, dar a continuat așa cum ar trebui să facă un lider de echipă. A treia reușită în acest sezon pentru Eric de Oliveira. A marcat Eric și cu FCSB. Gol și la Chiașna, iar atunci când Eric înscrie, echipa sa câștigă. Foarte aproape să se întâmple. Viitorul acum primește Mățan. Pasa pentru Țucudean. Așteaptă și urcarea lui Ganea. Ganea se oprește, pasează înapoi. Mățan înscrie la doar câteva secunde după ce intră pe teren. 3-0 pentru Viitorul. Și un scor mai aproape de realitate. Cred că în acest moment nu se mai poate face mare lucru pentru a schimba soarta celor 3 puncte. Mățan liber acolo, inert, din nou Morariu.